Orice transport NATO în Ucraina este o țintă legitimă, acesta este cel mai recent avertisment transmis de Rusia la adresa Alianței Nord-Atlantice. Moscova este deranjată de faptul că NATO livrează armament modern armatei ucrainene, cu care aceasta nu doar că a stopat ofensiva rusă, va pe locuri chiar a început să câștige teren. Moscova, prin vocea ministrului rus al apărării, Sergei Shoigu, acuză Alianța Nord-Atlantică de faptul că pompează arme în Ucraina. Iar acest lucru ar urma să aibă consecințe. Vom considera orice mijloc de transport NATO care sosește pe teritoriul Ucrainei, care poartă arme sau echipamente pentru armata ucraineană, drept o țintă legitimă de distrugere, a precizat ministrul apărării rus, Sergei Shoigu. Nu este prima dată când Rusia avertizează NATO cu privire la implicarea sa în războiul din Ucraina. În luna martie tot Sergei Șoigu avertiza cu așa numite consecințe pe măsură în situația în care NATO va livra armament Ucrainei. Acest ultim avertisment al Rusiei vine pe fondul împotmolirii armatei ruse în Ucraina, ba pe alocuri forțele ruse chiar pierd teren, în ciuda numărului mare de oameni aruncați în luptă și a cantității uriașe de armament greu iar Ucraina urmează să primească și mai mult armament NATO. Regatul Unit, de exemplu, va oferi un nou ajutor de 375 de milioane de dolari, care va cuprinde echipamente de război electronic, un sistem antiradar, echipamente de bruiaj, GPS și mii de dispozitive de vedere pe timp de noapte. Iar între timp, aproape toate cele 90 de piese de artilerie grea promise de Statele Unite au ajuns deja în Ucraina. Până acum, NATO a livrat Ucrainei armament letal și neletal de cel puțin 18 miliarde de dolari. Cifra reală este însă cel mai probabil mult mai ridicată, întrucât o bună parte a armamentului livrat este necunoscut din motive de securitate.